da. Auzi, mă? Mm. De ce n-am excelat la nimic toată viața? Adică... Noi doi? Da. Păi și la ce ai fi vrut să excelăm? Nu știu, frate, la un sport, la dublu, să, fi, să fim ca frații aia, doi de... Se Brian. Supără tot timpul, te cău pe ei. Brian. Da. Frații Brian. Să fi... Sau ca surorile Serena. Da, sau ca Lole și Bole. Sau, nu știu, uite, de exemplu, în alte sporturi. La dans sportiv puteam... Noi doi, la nu, dans sportiv. Nu noi doi. A. Noi separat, fiecare cu perechea lui. Să mergem în turnee împreună. Să ne batem pe locul întâi. Egalitate de puncte. Bă, la mine e simplu. Adică? N-am făcut toate astea pentru că sunt puturos. Deci m-am născut obosit, am o lene incomensurabilă. Bă, deci mi-e lene... Tu gândește că dacă mi-e sete și am apa jos în bucătărie, eu mai bine rap de sete decât să mă duc până acolo. Ce ți se pare ne la locul? Corect. Vreau să îmi conserv globulele roșii. Am înțeles. Vrei să te... Nu vreau să consum... La mine e și mai simplu. Pe lângă faptul că n-am niciun talent real, adică noi doar dăm impresia. Da. Bă, nu mi-am găsit niciodată o parteneră, bă. Bă. Asta știu și ziarele, știm și noi. Nu, viață, măi, Dobby. Nu, zic așa. În sport. Cum ți-ai găsit o parteneră? Cum poți să zici așa ceva? Cum? Cum? Că nu mai suport! În primul rând că te-ai îmbrăcat de disco Vox Maris și nu știu ce... Și că se întorc pantalonii evazați. Stai jos, eu nu suport pantalonii evazați și se întorc. No. Mie nu-mi plac pantalonii ăștia ridicați până la subțiori. Wow, urăși pe aia. Mai ales la femei. Aoleu! Și acum că s-a întors moda cu puloverul băgat în blugi. Du-te, bă, de dacă-ți spun, păi dacă te văd așa, te împuși ca pe calul. Ca pe calul, șchiop. Cum adică? Stai! Cum adică nu ți-ai găsit partener? Eu toată tinerețea am o problemă asta, Flavia. La grădini... Poate-i spune Mița. La grădini, când în grupa Milocie am încercat să primesc și eu un rol, am mai povestit asta, n-a reușit doamna educatoare să-mi dea nicio poezie, pentru că am refuzat toate rolurile. Au chemat-o pe mama, a fost o problemă reală din asta de... Acum te ducea direct la psiholog. Pentru că n-am vrut niciun rol cu parteneră. Nu mi se părea suficient de bună pentru mine nicio colegă. Deci de atunci. Așa că am fost astronaut. Că astronautul n-are astronaută. An următor, grupa mare, s-a pregătit doamna educatoare. Mi-a făcut poezie numai mie printre stele și coasare. Nu nimeni nu... Du-te, bădeți! Și am fost cowboy sau ce am fost, mă rog. Either way, ideea este că mult timp m-a... Umbrela asta, mă... Mai știi că ai fost cowboy, dar n-aveai pistoale în teacă, că nu erau pistoale. Păi și ce aveam? Aveam, mă. N-avea nimic, avea o bucată de lemn. Hai, mă, termină. Aveam. Termină cu prostii. Cert este că mult timp am avut această problemă. Ne găsim pe cineva... Pe măsura mea nu am putut să excelez în sporturile și în activitățile de doi. Păi înseamnă că ești papagal. Exact. Nu, la modul cel mai serios. Exact. Adică tu trebuie să-ți găsești tata, o parteneră, că dacă nu mori în colivia ta acolo, exact. Ca papagal. Sta veverița de... Oh yeah! Știi? Tot ești o și oh yeah! Oh yeah! De ce m-a spus, mă, la zid papagalilor? Deci mie mi se pare un pic necinstit, da? Față de cine? Față de necinstit, să spui că ce e o parteneră, că noi am făcut atâtea lucruri împreună în parteneriat. În parteneriat public-privat. Exact, public. Acum stau și public. Mă gândesc că papagalul este monogam toată viața. Cred că asta e principala mea calitate. Da, dar ești mai mult mono decât gam. Mă rog, bagă dansul că încep să plâng ăștia mici, că ei și-au găsit și eu nu mi-am găsit. Și